Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre noi. Astăzi, dragii mei telespectatori, vom pune în discuție pentru a doua oară tema uniforma școlară, a fi sau a nu fi. Am invitat astăzi în studio pe Mariana Petrenco, designer vestimentar, blogger și mămica a patru copii. Bună seara și Bună mulțumesc seara! că ați găsit timp să veniți, Cu pentru că drag! știu că e complicat să lași copiii acasă. Cu siguranță stau cu cine trebuie, da? Cu tatăl! Cu tata stau bine. Și ați venit astăzi cu hainele care le poartă cel mai mare Cel copil mai al mare, da, de dumneavoastră. 10 ani. Așa, Da. ca să înțeleagă Care... telespectatorii ce apare în studioul nostru, în platou. Astăzi vom discuta, pentru că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a realizat în luna aprilie un sondaj și apoi a promis că organizează dezbateri publice privind eventuala introducere obligatorie a uniformei școlare. Noi ne-am propus să discutăm deschis la emisiunile noastre Noi despre noi cum trebuie să fie această uniformă. Calitatea acesteia, preț-calitate, raportul, cine trebuie să se ocupe de confecționarea ei și dacă sunt de acord părinții să, până la urmă, pentru că știm că asupra sondajului au fost mai multe discuții, este sau nu adevărată acea cifră de 80% de intervievați care au decis ca uniforma să fie introdusă, mai bine să discutăm mai mult, mai bine să ne explică, să exprimăm fiecare dintre noi, să participe la aceste discuții, toate categoriile de oameni implicate în acest proces și în această strategie. Și acest proiect să fie unul de bun augur cu acceptul majorității și atunci când va fi introdusă uniforma, să nu ne apucăm de cap și să spunem ce am făcut și de ce așa și nu altfel. Deci e to be or not to be, a fi sau a nu fi. Doamna Petrenco, haideți să începem a vorbi de la început despre cele aspecte pozitive și negative ale uniformei școlare și introducerea acesteia în școală. Eu, pregătindu-mă de emisiune, pentru că știți că de 2 săptămâni tot mă pregătesc de această emisiune, am intervievat mai mulți și proprietari de fabrici private, producători autohtoni, învățători, părinți mai mulți și am făcut așa o mică, să zic așa, am elaborat așa niște obiective, da, pentru mine, ce înseamnă cele 5 motive forte pentru a purta uniforma școlară, de exemplu. Și vreau, vă rog frumos, regia ca să pună și telespectatorii noștri să vadă mai bine și vă spun care sunt ele, 5 cele motive forte pro pentru ca uniforma școlară să fie. Cred că toată lumea o să fie de acord, dacă nu discutăm astăzi. Uniforma conferă un statut social egal pentru fiecare elev, eliberându-l de complexe. Sunteți de acord? Da. Așa. Uniforma oferă elevului un plus de responsabilitate. Desigur. Are copilul dumneavoastră o responsabilitate în momentul în care îi spuneți: iată, aceasta este uniforma sau codul tău vestimentar cu care vii tu la, mergi tu la școală? Da, Da? desigur. Îi Așa. pune, așa, știți, o mândrie. Așa, da? Deci mai dezvoltăm și cultura îmbrăcatului, cultura Da, hainelor, că să desigur. știe când, unde și ce haine se îmbracă, da? Sigur, el devine și mai responsabil atunci când percepe că asta este o uniformă, un dress code. Așa. 3. Dispare discriminarea pe motiv de statut social odată cu introducerea uniformei școlare. Aici au Da. fost mai multe discuții, dar să zicem că ea totuși până la urmă se diminuează, nu dispare, dar se diminuează. Sigur. Pentru că discuțiile de data trecută, unde a fost doamna Bzovă și a spus că este imposibil să dispară discriminarea, pentru că în momentul în care vor fi propuse 2 variante de uniformă mai scumpă, mai calitativă și una mai simplă sau din produs mai ieftin, atunci deja este discriminare. Dar să zicem că se diminuează cu mult mai mult într-o clasă în care vin ceilalți. Și noi când pe timpuri, dacă țineți minte, aduceau uniforma din unde? Din Ucraina sau din Din Sankt Petersburg, Estonia, da, din din Belarus. Din Erau deosebite, Belarus, da. și oricum eram diferiți. Dar bine, se diminuează. Elevul este mult mai dispus să respecte regulile școlii în uniformă. E Da, adevărat? desigur, da. Așa. Avem sau nu cartonul? Vă rog frumos să vadă și telespectatorii ceea ce vorbesc eu. Elevul nu mai pierde timp pentru a hotărâi ce haină să poarte. Și asta e, știu că mulți părinți chiar se jeluie că copiii dimineața le fac bătăi de cap în că asta vreau, asta nu vreau să îmbrac. Sau au preferințe anumite. Am auzit și cazuri când băieți nu vroiau să meargă la școală dacă blugii nu erau de un anumit brand sau dacă erau la spălat perechea cea preferată și uite făcea nazuri. Înseamnă că atunci când va ști că acesta este Da. setul meu, da? Asta Setul și meu de haine. organizează copilul.
Așa. Și iată, vedeți, dragi telespectatori, acele momente forte ale uniformei școlare și impedimente la adoptarea unei uniforme care, pe care, iarăși, din intervievarea mai multor oameni, le-am obținut aceste momente nefaste care ne-ar face să nu acceptăm uniforma școlară. Și continuă șirul de motive forte. Este demonstrat că uniforma reduce violența în școală. Foarte interesantă opinie. Eu cred că da, pentru că atunci când toți sunt la exterior egal, dispare, bine, poate nu dispare totalmente, dar se diminuează efectul ăsta, știți, de invidie, când e vizibilă diferența asta între clase, între clasele sociale. Invidie, dar vorbesc despre violență. O fetiță asta provocă, îmbrăcată... Asta și provoacă violență, de fapt. Invidie provoacă violență? Nu, sigur că da. Fetele, dar știți cum între ele apar intrigi, dacă vorbim de fete, dar dacă vorbim la aspectul senzual, atunci tot fetele pot deveni obiecte care, bine, pot suporta violență dacă se îmbracă mai inadecvat. Asta vorbim despre vârstele mai mari. Da, da, de adolescență. Eu așa am perceput acest corect. Punct. Pentru că atunci când am mers la școală, într-adevăr, bine, sunt unele licee care am auzit eu din țară, apropo, care dimineața roagă fetițele să se așeze pe scaun și dacă fusta se ridică cu o palmă mai mult de genunchi, le trimite acasă și le roagă să se îmbrace cu altă haină, cu altă fustă. Da, am auzit așa ceva. Și, foarte bine. Și asta este foarte bine. Păi. Deci, uniforma școlară ar trebui să aibă niște lungimi specifice și niște criterii. Da, pentru bază, fetițe, de bază. Sigur, așa. Să nu exagereze și în machiaj, și în coafură, și în lungimea unghiilor, știți cum, să nu vină ea mai deosebită decât profesorul, știți cum. Așa. Și cele 6 impedimente la adoptarea unei uniforme școlare, care le-am adunat eu, este neîncrederea în calitatea materialelor folosite la coaserea uniformei. Iată, din păcate, oamenii pentru că oamenii au experiență negativă. S-a întâmplat că au mai cusut uniforme anterior la ateliere mici, unde producerea era și de lungă durată și se foloseau stofele de unde? Din magazinele noastre care aduc textile și nu neapărat să lua cea mai bună calitate, lână sau semilână, să lua cea mai ieftină stofă, știți, ca să reducă costurile. Și evident că nu era practică, nu era rezistentă la uzură. Sigur că... Și tot persoanele care nu prea sunt de acord cu introducerea obligativității mi-au mai spus că cheltuielile exagerate de timp pentru procurarea uniformei nu le face ca să accepte introducerea ei în școli. Vă referiți la producerea în masă? Nu, pentru procurarea. Timpul exagerat pentru cumpărarea ei. Pentru că, din cât îmi dau eu seama ce au avut ei în vedere, este că nu avem un magazin specializat pe o anumită stilistică de formă și ei, foarte multe magazinele cutreieră și caută un anumit dress code. Da. Și asta i-a făcut ca să-mi spună că nu sunt de acord cu introducerea uniformei pentru că pierd foarte pentru mult timp. Pentru că nu este introdusă. Că nu este introdus, de? Sigur, dacă se va face centralizat, vor fi elaborate și cusute în fabrici de confecții și apoi ulterior o să fie repartizate pe țară, da? Să fie magazine specializate pe uniforme, cu accesorii. Ar fi mult mai comod pentru toți. Știu deci că li se va merg într-un singur loc, pierdut. Da, desigur, și procură acolo tot necesarul. Așa vorbeam noi data trecută, în emisiunea trecută, că în Marea Britanie da, știu exact. Magazinele specializate sigur, și da. Se duc părinții și nu pierd timp. Deci putem să spunem telespectatorilor celor care intră în această categorie că își fac griji că vor pierde timpul, în cazul în care va fi aceasta organizat de către stat, s-ar putea să nu mai piardă acest sigur. Timp. Așa, mai departe, prețul exagerat. Ceea ce s-a pornit pe rețele de socializare iarăși. Și a fost, din câte îmi dau eu seama, o știre falsă, că da, nu da. Sunt acele prețurile stabilite, dar ar putea să fie altele. Sigur, atunci când se optează pentru un atelier privat, evident că ei confecționează cele 30, de exemplu, uniforme timp de o lună, posibil, pentru că mai au și alte comenzi pe lângă. Dar atunci când apelăm la o fabrică de confecții, evident că într-o zi pot coase 500 de uniforme, nu 30 pe lună, dar într-o zi 500, pentru că sunt operații, sunt multe fluxuri, unde stau costurile în rând și fiecare efectuează câte o operație anumită de tighelare sau de călcare. Și atunci evident că și costurile o să fie mai mici, dar și timpul pentru confecție se reduce...
Deci este important ca să înțeleagă și telespectatorii și în momentul cât noi o să discutăm public la această temă că este necesară ca să, neapărat să fie instituită o comisie în care, în această comisie, să fie incluși toate, incluse toate categoriile de specialiști și să discute aceste aspecte. Da? Pentru că eu, pregătindu-mă iarăși repede emisiune, am vorbit cu o directoare a unei fabrici mari de la noi din Republica Moldova, nu-i dau nume, dar care se ocupă de haine de bărbați și cred că este clar pentru toți, și au zis că ei sunt gata să ofere la un cost foarte, foarte mic acest set de uniforme în cazul în care statul negociază și încheie un contract cu ei. Deci sunt posibilități, doar că ar fi bine ca toate aceste discuții să prindă rădăcini și să nu ajungem într-o situație când la fel să ne trezim cu un preț de 1200, așa cum am văzut. Sigur, noi. Trebuie, inițial, la prima etapă, trebuie să existe un grup creativ care să elaboreze acele schițe de uniforme. Deci, dumneavoastră, înainte de această comisie, vedeți un grup creativ creat. Da, desigur, poate să fie chiar și un concurs național, unde tinerii, noi avem o grămadă și la studenți sau absolvenți de universități de profil de design vestimentar, aceeași Politehnică, aceeași Academie de Arte. Sunt foarte mulți designeri. Facultatea Universității de Stat Ion Creangă. Da, da, desigur. Care da. Tot se ocupă și sunt vestiți cu participări. Și fiecare poate să contribuie cu diferite modele. Apropo, și atunci să se facă o selecție, să se facă un prototip, da? De exemplu, în urma acestui concurs să se aleagă o colecție, da? Cu piese vestimentare. Apoi, evident că trebuie de procurat materia primă, de făcut mostrele, prototip, care să fie și ele date în purtare. Hai, de exemplu, facem o perioadă de experiment, o lună, două, să vadă cum ele rezistă la uzură, cum copiii se simt, care este cum percepe această uniformă, dacă le place, nu, părerea părinților, părerea copiilor, a pedagogilor. Și atunci, da, deja se poate după etapa aceasta de discutat despre introducerea în masă a uniformii pentru toată țara. Deci noi așteptăm ca să fim auziți, da, și să participăm cu mare drag în cadrul acestui grup creativ ca să auzim părerile, dar la ceea ce ați spus dumneavoastră vreau să mai adaug că Universitatea Tehnică din Republica Moldova, da, noi astăzi i-am vizitat, are așa o experiență cu un liceu privat de la noi din Republica Moldova, unde au realizat o capsulă, așa o numesc ei, un set, este un set de piese vestimentare care deja, pare mi se, de 10 ani funcționează și ei sunt foarte mândri de această realizare. Deci ei au elaborat deja și au implementat și ei au deja și rezultate, cât cum au îmbunătățit acest proiect, au revenit la modele, au revenit la calitatea hainei. Deci noi avem în Moldova. Înseamnă că mai trebuie și a treia emisiune pe această mai temă. Mai trebuie și a treia și a patra emisiune și cu siguranță. Pentru că este un lucru bun totuși. Totuși, dumneavoastră, rămâneți la idee, știți, după discuție, după emisiune cu doamna Bzova, rămâneți la idee, da, că uniforma este necesară. Pentru că, știți cum, noi am rămas un pic încă cu acel complex din post-sovietic, știți că toți copiii erau la fel, egali, dar nu vorbim de cea uniformă, vorbim de ceva mai modern. Deci este uniformă școlară sau cod vestimentar totuși? Cum vă preferați? Eu zic să fie uniformă totuși, nu cod, pentru că atunci când e cod deja este un decalaj de culori, de croială, se abate mai ușor, știți, dar când este uniformă deja este o regulă. Așa. Și continuăm cu șirul de impedimente care nu iar face nu ar accepta pe cei care sunt în tabăra oamenilor care nu acceptă uniforma. Este impactul psihologic negativ asupra copilului. Cum credeți, de ce această uniformă ar avea un impact negativ? Și acest lucru mi l-au spus toți copiii de la liceul Pușkin, când am fost data trecută, țineți minte, și i-am întrebat. Ce? Ei au zis că nu-mi place, nu vreau să fiu limitată și nu vreau să port această uniformă. Știți, de ce credeți că ei așa Eu cred că asta depinde de vârstă. Dacă ei deja sunt trecuți de vârsta de 10 ani, evident că ei deja, știți cum, să mai uite ce zic părinții, părerea tuturor. Atunci când ei sunt mici, sunt din start, din clasa 1, ei împuși să poartă uniforma aceasta, ei nu mai au ce discuta pe tema aceasta, ei sunt deprinși, ca și în alte țări unde există această uniformă, în Statele Unite, în Marea Britanie, acolo nu se pune întrebarea, vrei sau nu vrei, este regulă, ai înscris copilul la școală, uite regulamentul, gata, chiar și din grădiniță în Marea Britanie. Da, în Marea Britanie. Adică,
Are patru ani fetiță și ea deja știe că poartă uniformă. Sigur, da, și dacă, depinde cum îi spui copilului. Evident, dacă, dacă și acasă se spune că nu e bine, uite, na, poartă ce ai de la fratele mai mare sau ce-ți cumpără, ce-mi permit, evident că copilul tot asta absorbe și expune apoi ca și gândul lui. Așa, design neadecvat a uniformelor existente. Ceea ce vorbeam noi, că ar trebui asta totul foarte minuțios să fie un concurs, discutat. Un concurs. Și oamenii sunt nemulțumiți de acel design. La elaborarea acelei capsule, da, hai să zicem, da, colecție, cel poate să participe mai mulți designeri. Nu neapărat unul singur trebuie să câștige acel tender. Poate să fie fusta de la Marcela și sacoul de la Daniela, adică vorbim de, de designeri, da. Nu neapărat să fie totul, toate colecții elaborate de o singură persoană. Putem să mixăm, de ce nu? Ca să ajungem să obținem sigur, da, un design performant, stilat, de bun gust. Și aici când se vrea, se poate. Și aici neapărat trebuie să fie piesele practice, mai multe piese în această capsulă și acele să fie raportate atât la anotimpuri, da, cât și la practicitatea îmbrăcării lor și a schimbului. Sigur, pentru că sunt copii mai activi, sunt copii mai lenți, știți? Sunt atunci mai obezi, mai slăbuți. Da, și atunci sigur că trebuie să ținem cont neapărat de toate aceste aspecte. Așa, și continui, lipsa unor modele personalizate. Mi-au spus cineva că ar fi trebuit să fie, probabil au avut aceeași idee vis-a-vis de copii de diferite înălțimi, copii... Posibil, dacă ține de ceva proprietăți ale corpului, da, atunci cumva se poate demixat acele piese care sunt în capsula asta, da, de vestimentație. Dar în linii generale, eu văd totuși să fie totul cât de cât, știți cum, uniformizat. Nu știu, eu văd asta frumos. Da, vedeți, mă interesează pentru că știu că discutând în afara emisiunii ați făcut studii specializate la acest capitol și aveți cunoștințe. Trebuie să le schimbăm sau după modele sau după design la cicluri, de exemplu ciclul primar, gimnazial. Da, eu cred că deci, da, sigur că pentru că copilul se dezvoltă, cu corpul lui crește, uneori proporțional, altădată nu. Sigur că trebuie să ținem cont de diferite vârste, de copil, adolescent. Și mai este un impediment, este vorba de lipsa unui asortiment bogat pe care îl avem noi acum. Sau aici nu ar trebui să ne preocupe acest asortiment? În cazul când se rezolvă cu uniforma, eu cred că scăpăm de acest impediment și o să fie pesăturate. Da, vreau să întreb regia dacă materialul video a ajuns, da, de la montare. Și noi astăzi am fost într-un magazin specializat unde se vând haine pentru uniforme școlare pentru copii și am primit niște sfaturi. Vă rog frumos să vedem acest reportaj. Elevii din Republica Moldova ar putea reveni la uniformele școlare. Aceasta după ce un sondaj de opinie arată că peste 80% din respondenți sunt pentru introducerea uniformelor școlare. Dar totuși, pentru odraslele noastre, întotdeauna ne dorim ceva mai bun, mai frumos și mai calitativ. Specialiștii vin cu câteva sfaturi în alegerea uniformei școlare. Первое – это качество пошива. То есть наличие идеальных строчек. 100%-ное качество – это 100%-ное качество пошива. То есть ткань может быть разносортной. Но если человек видит качество пошива, он первым делом обращает вот на изделие, как оно пошито. А по качеству ткани невозможно определить. Единственное – это состав. Состав ткани, из чего состоит, допустим, ткань. Только вот так вот можно обратить внимание на качество ткани. Каждая коллекция разрабатывается сезонно. Вот, допустим, у нас обычно коллекция создается зимой, учитывается, допустим, ну вот, происходит обычно зимой, осенью, происходит выставка тканей, мы подбираем ткани, подбираем аксессуары и работаем над новой коллекцией. Конечно, новая коллекция разрабатывается с учетом потребностей родителей и с учетом желаний детей. În ultima perioadă, dezbaterile pro și contra uniformei școlare s-au intensificat după ce Ministerul Educației a început consultări largi cu privire la necesitatea introducerii uniformei școlare. Eu cred că o stofă bună, eu o să țină tot anul.
o stofă bună. Adică chiar și după aceeași spălare, adică după să nu se decoloreze principalul, drept că ei copii se mai joacă în ele pe la școală și eu știu, la o stofă bună, cred, spate, adică de păstrat. La un băiețel pantaloni numai decât cel puțin două perechi de pantaloni, cel puțin. Fiindcă o perechi de pantaloni oricum nu o scoatem în capăt. A prețurile cum sunt? Cum să vă spun? Știți, fiecare după buzunarul omului. Eu socot că este binevenită, fiindcă noi când eram copii, mergeam în uniform, eram toți la fel. Dar acum, eu mă uit, adică majoritatea școlilor deja se cere formă și eu cred că asta e foarte bine. Foarte mult mă bucură că mămicile tinere sunt foarte, foarte grijulii față de copiii dumnealor și atrag atenție la calitate, la design, adică la cum arată hăinuța și la preț. Prețurile variază, de exemplu, o pereche de șorți, 420, 450, la același preț este și fustițele, toate sunt. Rochițele de acum vin la 640, 700 de lei o rochiță. Bluzițele, în general, depinde iarăși de calitate și de dacă-s cu mânicuța scurtă, la 400, dacă-s cu mânicuța lungă, la 450, e că acestea, formă de ei moldovenească, sunt 500. Prin uniforma școlară se impune o anumită disciplină în instituția la care învață copilul nostru. Guvernul a propus această decizie, dar trebuie să susțină și tot procesul de implementare. Este necesar să fie instituită o comisie care va elabora o strategie clară și realizabilă. De la vrut până la făcut este o cale lungă. Revenim în studio. Mulțumesc mult colegii mele, Irina Ciobor. Doamna Petrenco, avem două aspecte pe care vreau să le discutăm. Este vorba de calitatea stofei, care a spus doamna din reportaj că este greu de verificat. Explicați-mi dumneavoastră ca specialist, cum ar trebui să fie, cum să verificăm? Doar să ne uităm la componență sau că doamna zicea că e complicat? Pentru un necunoscător, evident că n-are decât să creadă pe cel care vinde uniforma, da? Sau stofa, pentru că singur nu poate face acele cercetări. Noi, de exemplu, în universitate făceam experimente cu bucăți de stofă, de textile. Așa. Diferite, care au supuse la ardere, diferite teste care ne indicau este lână, semilână, ce componență are viscoză, are elastan sau nu are. Deci, un consumator simplu doar la o privire sau la un contact textil, nu prea își dă seama dacă este o lână veritabilă sau artificială, pentru că acum tehnologiile sunt foarte performante și e greu de depistat numai din simple criterii de evaluare. Deci de aceasta trebuie să aibă grijă cei care, cel care produce acest, și să îi credem după aceea că ele vor fi. Da, bine, că asta se vede în uzură, vede în momentul când porți. Da. Imediat se simte și după prima spălare. Evident. Și alt aspect, părerea copiilor. Este necesar să întrebăm părerea copiilor la aceste seturi, la aceste piese vestimentare pentru uniforma școlară? De exemplu, iată, hai să luăm copilul meu, a doilea, da, care a mers anul trecut în clasa întâia. El n-a observat o diferență mare în a fi școlar și în a fi preșcolar, pentru că el purta aceeași vestimentație ca și la grădiniță. Pentru dânsul, noi explicam lui că e școală, că e mai serios, trebuie să fii mai disciplinat. Eu cred că dacă era să fie un dress code fix, deci era să fie, știți cum, o notă în plus pentru el, ca el să fie mai responsabil, mai cumpătat. Noi credem că asta ar fi fost un beneficiu pentru el. Știți cum? Un pic să simte el diferența asta între grădiniță și între școală. Dar dumneavoastră, iată, aveți aici niște piese pentru care merge copilul dumneavoastră la școală. Ce, care a finisat clasa 3-a. Clasa 3-a, da, a primul copil. Da, da. Sănătate multă. Și îl întrebați că atunci când îi alegeți, iată, acestea, să înțeleg, sunt seturile, da, pe care... Da, acestea sunt seturile care eu pot să le schimb între ele. Deci este primul sacou... Da, puteți vă ridicați să ne spuneți. Primul sacou este din IN și el este pentru o perioadă
perioadă mai caldă, el nu are căptușală, iată, așa, vedeți, absolut. Sunt din comerț, nu sunt făcute la comandă. Deci școala dumneavoastră, să înțeleg, nu are dress code, nu, nu are uniformă. Nu, absolut. Dar mie îmi place. Dumneavoastră, calitate de mămică, vă place, da, să ordonați, să fie elegant, să, da, să fie copilul dumneavoastră, evident, cu un cod vestimentar. Nu, nu în fiecare zi, dar atunci când simt eu că trebuie să-l mai ordonez, dar lui îi place foarte mult lui primul copil când îl îmbrac mai elegant, așa el se simte așa mai important, mai stilat, știți cum, nu știu, mi se pare că îi inspiră și o încredere aparte, așa, faptul că este, da, la uniformă. Și ați optat pentru cămăși albe, văd că, da? Da. Da, desigur. Al doilea sacou este pentru perioada mai rece, da? Al doilea sacou este pentru perioada de toamnă sau primăvară, da, deci asta este mai mult pentru mai și aceasta este pentru aprilie sau septembrie, când zilele sunt mai răcoroase. La fel este un sacou fără căptușală. De ce optați pentru sacouri fără căptușală? Sunt mai ușoare în mișcări? Ceea ce am găsit în comerț. De fapt, da, asta și este tot un beneficiu, faptul că nu este căptușală. Pentru că ele de mult au apărut, vreo 4 ani. Dar căptușală. Vreau să spun că acesta este un tricotaj foarte fin și elastic, care se întinde și copilul este foarte comod în trânsul, fie să alerge, fie să se așeze, că ei aveau unele lecții, le aveau picovoraș în jurul profesoarei. Așa că da, este foarte comod și chiar nu avea nevoie să-l scoate. Zicea că când îl îmbracă acest sacou, el poate să fie în trânsul toată ziua, nu-l simte. Știți? Asta este un aspect ca pe care... Este un avantaj. Sigur, nu, mie mi l-au spus copiii de la liceu, unde am fost eu, la liceul rus. Și mi-au spus băieții că nu sunt comode sacourile. Asta mi-au spus. Și deci în situația cazul aceasta, da, sigur, noi trebuie soluție, să... Da. Este o soluție, trebuie să optăm rezolvă, da, acest lucru. Da. Pentru că acesta este din in. El se mai șifonează, el e mai, cum spun, da, dar respiră. E mai practic. Da, respiră, fiindcă nici n-are și căptușală. Pentru că trebuie și să știm că strat. Copiii sunt în perioada când se dezvoltă sistemul endocrin și la fel la ei cam complicat, da, cu transpirația, cu, da, cu aerisirea pilvică, termoregularea, da, 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 da. Și aici tot este o modalitate de a-i ajuta. Și acest set? Acest set, deci îl procurasem pentru Sebe când era în clasa 1-a, pentru primul, deci, pentru primul copil. A fost pentru 1 septembrie și a purtat câteva zile după, până când s-a făcut mai răcoare. Deci are și un fel de emblemă, tot e din comerț, nu e la comandă, dar tot copilul s-a simțit, știți cum, altfel, fiindcă era într-un costum, nu la fel, deci nu în tricouri, nu în malete, dar anume la costum. Ce vreau să adaug, că n-am purtat la aceste sacouri blugi, optam pentru pantaloni, tot dintr-o stofă din bumbac, foarte comodă, se calcă ușor, se spală, se usucă rapid și este compatibil absolut cu toate sacourile. Și avem de așa gen mai multe perechi, dar nuanța diferă, știți, mai gri, mai bej. Și pe perioada de iarnă? Pe perioada de iarnă, o stofă exact așa, doar că mai densă. Așa, am înțeles. Să înțeleg că dumneavoastră nu vă plac culorile închise și pentru că asta la fel. Mai sobre. Mai sobre. Știți, aceste culori sunt neutre și ele sunt nici ca albele și nici ca negrele, pentru că sunt ele practice. Apropo, negru este foarte complicat în a fi purtat. În a purta, da și... pentru că se rapid se pătează, se observă toate. Și se vede, mai ales copiii se așează foarte des pe scaun, se vede, da, și acel luciu în spate și, da, la genunchi. Fiindcă sunt neutre, dar la copii negru mi se pare că prea sobru. Prea sobru. Trebuie este, să optăm, da, totuși pentru culori mai naturale și mai calme. Da, în Marea Britanie este roșu, îl luați loc, roșu, un albastru deschis așa. Și îmi place că și la ei nu optează pentru culorile astea închise și sobre. Da, îmi spune de la regie că mai avem un material video, vă rog frumos, este vorba de acel proiect, acea idee a Universității Tehnice din Republica Moldova, despre setul care deja are foarte mult timp și este utilizat la un liceu privat. Departamentul Design Vestimentar a Universității Tehnice din Moldova a elaborat împreună cu un liceu din capitală un proiect privind realizarea uniformei școlare cu implicarea elevilor. Noi am organizat și am desfășurat lecție cu elevi și am pregătit elevii la modul design vestimentar. Pe urmă, din clasele au fost selectați 16 persoane, au fost selectate, care pe urmă au participat, au creat o echipă de creație și care au participat în elaborarea uniformei școlare. Liceul a acceptat, rezultatele proiectului au fost prezentate la Consiliul Administrației. Proiectul a fost acceptat recent. Noi am prezentat conceptul și rezultatele
proiectului, a fost elaborație și mostre experimentale pentru două modele de bază, un model pentru băieți și un model pentru fete, clasa a șaptea. S-a elaborat un proiect care l-am numit Capsulă, care este pentru băieți, destinat pentru băieți și fete. O capsulă care este constituită din mai multe produse, comode, o mini-garderobă care este foarte ușor de schimbat produsele, da? Sunt compuse din bluze, fuste, sacouri, pantalon, cardigan, ceea ce e mai actual și și-au dorit și elevii, bomber, mai mult așa, într-un stil mai sport. Și deci toate aceste produse, ele pot fi ușor schimbate și nu strică proporția. Dacă se iau, se cumpără de la piață sau din magazine de unde se procură aceste haine, deci nu toți poate simt proporționarea aceasta în vestimentație. Și iată, noi am propus deci această capsulă gândită proporțional și după culoare și după formă și ca stil stilistic, da, și să fie comodă, adică simplistă, nu foarte sofisticată, pentru că este o uniformă de școală și deci după în baza emisiunilor televizate s-a vorbit pe o uniformă trebuie să fie laconică. Uniforma care noi am elaborat-o se pune accent și pe niște nasturi metalici care tot au un sens. Fiecare element, fiecare accesoriu, deci spune ceva, are un mesaj a liceului, a școlii care și iată asta și deosebește. Deci uniforma care se cumpără pe părți sau cum, de la piață sau din magazine și uniforma care deja este, să zic așa, ca un concept și se vede și se poate schimba produsele și stilistic ea e altfel decât când se cumpără aparte pe părți. Acum elevii sunt moderni. Sunt moderni. E greu de impus o uniformă standard cum noi o știm și cum a fost mai înainte, dar oricum eu sunt de părerea că trebuie să fie, pentru că și atenția elevilor este alta și profesorul altfel primește masa de copii în general, da? Și o estetică, o etică există în această idee. De la început, clar lucru, că poate fi parțial introdusă, câte careva produse, dar părinții trebuie să înțeleagă un lucru, pentru că, iată, noi am propus o capsulă. Deci aceasta este o garderobă pe un an sau poate doi a copilului și ei pot să se schimbe, nu umblă zi de zi în aceeași uniformă și se satură de ea sau poate să li se pară nu atât de modern sau nu știu ce. Adică ei au forme destul de moderne, li se propun și pot să se schimbe. Azi într-un bomber, mâine într-o jachetă, mâine o bluză cu pantalonul, un cardiganul și deci ei nu se simt atât de constrânși mai liber se simt și nu, pur și simplu culoarea, iată, asta și face ca să nu fie atât de diversificat, atât de multicolor, atât de pestrițat, că nici profesorul nu se poate concentra în ceea ce și chiar adică școala e școală. Până ajunge la decizia ca să introducă în mod obligatoriu uniformele școlare în instituțiile de învățământ din țară, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării trebuie să demareze un proces de consultări publice cu elevi, părinți și cadre didactice. Cu privire la oportunitatea instituirii obligativității uniformii școlare în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, este părerea unui producător autohton. Potrivit Ministerului Educației, părinții nu vor suporta cheltuieli suplimentare. În total, pe Republică avem 17.425 de elevi din familii social vulnerabile. Pentru acest număr de elevi, achitarea eventuală din bugetul de stat a cheltuielilor pentru procurarea uniformei ar însemna ceva, circa 18.300.000 de lei. Va fi sau nu va fi respectată această decizie a guvernării, rămâne doar de văzut.
Am revenit în studio, dragi telespectatori. Vă reamintesc că discutăm astăzi cu Mariana Petrenko, designer vestimentar, blogger, și vorbim a fi sau a nu fi uniforma școlară în Republica Moldova, cât de mult trebuie să discutăm și care ar fi mecanismul de implementare a acestei idei. Mai sus, în primul reportaj, am auzit costurile și niște prețuri. Vreau neapărat să vă întreb, sunt exagerate totuși aceste prețuri de 400 de lei o fustă, niște șorți, 640 o rochie și ceea ce apăruse atunci pe rețelele de socializare, 1200 un set. Cum să ajungem la niște prețuri mai mici? Aveți o idee, totuși știu că vă și la facultate și în afară pe diferite postări ați comentat acest fapt. Și am cusut uniforme, apropo, nu v-am mai spus. Am avut o perioadă după facultate când am cusut uniforme pentru o singură clasă, care singur s-au adresat, adică în mod individual. Și este foarte greu. Și eu cred că pentru a minimaliza costurile trebuie să apelăm la fabrici de confecții, ca să fie totul confecționat, centralizat. Și evident că atunci și timpul pentru confecționare se reduce considerabil și costurile se reduc pentru că se muncește în serii, dar nu individual, pentru că atunci când apelezi la un atelier pentru a confecționa un set pentru un copil, sunt nevoie de câteva probe, sunt nevoie de ajustări, mai multe. Copilul poți la începutul verii să-i comanzi un set vestimentar și la sfârșitul verii să-i fie deja mic. Trebuie să ții cont de anume că copilul crește. Atunci când va fi centralizat, vor fi magazine specializate unde poți procura vestimentația, poți să vii și la sfârșitul lui august să-i cumperi chiar pentru ziua de mâine, poimene, pentru 1 septembrie acel set de uniformă, sau să vii și la mijlocul anului, în iarnă, a crescut, copilul e schimbat, dacă nu este scumpă uniforma, da, și prețul ei final este destul de accesibil, evident că poți să o schimbi de două ori pe an, liber. Da, și vorbeam și data trecută, în alte țări, aceeași, să zicem, piesă costă pentru consumul școlar 40 de lei o fustă, iar de altă culoare, pentru consumul zi de zi, da, casual, costă 200 de lei. Deci, iată această diferență, să înțeleagă telespectatorii. Vorbesc de niște sume foarte, foarte simbolice pentru categoria. Eu înțeleg că guvernul și-a propus să subvenționeze familiile social vulnerabile și să le procure aceste seturi, dar nu cred că va reuși să facă pentru toți, că până la urmă coșul minim de consum ne arată alte cifre. Oricum, o fustă la preț de 420 de lei este un preț exagerat, mai ales că eu, dacă ajung cu patru școlari să îi îmbrac din 1 septembrie și în timpul anului să fiu nevoită să mai schimb careva piese, asta este un buget enorm, chiar și pentru o familie cu venit mediu în Republica Moldova. Eu consider că soluția aici va fi doar confecționarea la nivel național a uniformei. Cât ați cheltuit fiete pentru aceste seturi? Dacă sincer, nu țin minte precis toate prețurile, dar ultima dată am procurat iată acest primul sacou albastru, cămașa și pantalonii, 1200 de lei posibil totul. Le-am cumpărat dintr-un centru comercial. Știți de și, ce vă... și sunt de firmă, adică de brand. Un brand, da, internațional. Da, știți de ce vă întreb? Pentru că pare mi se este așa un fenomen, toți cei care confecționează uniforme, le pun niște prețuri exagerate și exact atunci când noi și singuri... în centre comerciale. Da, exact pun, ca și în centre. Adică nu țin cont că acolo se importă totul, se plătesc niște accize, taxe, ei pun niște prețuri, știți, mi se pare că prea umflate. Pentru că am văzut și mulți părinți mi-au spus că sunt nevoiți să cumpere de la second hand haine pentru copiilor, posibil, că nu au așa bani, nu au așa posibilități. Sau aceste prețuri exagerate nu ne dă... Mulți părinți nu vor să investească în acele haine, da, hai zicem, nu uniformă, uh-huh, dar ceea ce s-a procurat până acum, pentru că copiii cresc rapid și nu văd necesitatea să investească foarte multe mijloace bănești anume în vestimentație. Dar dacă ar fi uniforma și ar fi la un preț rezonabil, hai să zicem, 5 piese la 1000 de lei, eu cred că asta e foarte acceptabil. Da, eu aș zice și mai puțin, aș zice și mai puțin. Și nu, astăzi... 5 piese, hai să vorbim despre două cămașe, da?
un sacou și două perechi de pantaloni, 1000 de lei. Eu consider că asta e foarte asta ok. E de ajuns, da? Desigur, eu pentru trei piese am dat 1200. Și am discutat astăzi și cu o persoană care face studii în design vestimentar în Milano, Italia, care mi-a spus că ar mai fi bine să atragem atenție la aspectul importului partidelor de stofă, pentru că de acest lucru iarăși trebuie să se ocupe statul, că atunci când importi o partidă, ea poate să fie de o nuanță, iar să nu ajungă pentru tot și atunci altă nuanță vine în altă partidă. Comandă. Se face la comandă, se încheie iarăși la nivel de stat internațional, că noi nu avem, nu știu dacă este vreo fabrică care confecționează stofe. La noi nu. Nu știu. Noi importăm stofa. Da, toată. Sigur. Da. Așa. Înainte mai erau, mi se pare că la Tiraspol era fabrica de textile, dar din câte țin minte era doar bazată pe bumbac, in, ceva așa, natural așa. Și foarte simplu. Și aceeași persoană mi-a mai spus că ar fi bine să fie ținut cont de faptul că foarte mult place ca la copii carourile, că ele sunt un element care nu se pătează, nu sunt plăcute pentru vizor și să nu fie de o nuanță. Da, și o leacă oferă o diversificare, știți, în uniformă să nu fie toată uniton. Eu sunt pro, mai ales că carourile nu înseamnă doar acel roșu cu gri sau cu negru. Carouri pot fi și mai liniștite, mai calme. Iată cum, de exemplu, acest sacou care e mai întunecat. Există carouri, dar așa e foarte finuț. Deci noi ajungem la concluzie că de discutat mai este mult, da? Da. Și trebuie să neapărat să fim auziți toți și mai venim la emisiuni, mai organizăm aici în platou, spunem la toată lumea care dorește să participe la aceste dezbateri publice să vină la noi. Sunt dispusă să organizez până în septembrie emisiuni la tema uniforma școlară a fi sau a nu fi și cum corect trebuie să implementăm acest proiect ca el să fie pe placul tuturor și să nu avem după aceea remușcări sau momente neplăcute. Vă mulțumesc, doamna Petrenco, pentru prezență. Și dragi telespectatori, dumneavoastră vă doresc să aveți o vacanță, celor care am vorbit despre școală, despre o vacanță plăcută, copiilor să se distreze, să primească vitamina D din plin și vă aștept marți și vineri la ora 19 la emisiunea Noi despre Noi.